Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi vedem cum arată 100 de calorii din diverse alimente. Bine ați venit pe canalul meu! Noi oamenii avem nevoie de energie pentru a supraviețui, iar această energie o luăm din alimente, din tot ce mâncăm și bem. Un bărbat normal are nevoie în jur de 2000-2500 de calorii, iar o femeie de 1500-2000 de calorii, aproximativ. Aceste calorii sunt diferite în funcție de cât de activ ești și cât de rapide ai arderile. De asemenea, și vârsta și înălțimea sunt alți parametri importanți. Acum vreau să vă arăt cum arată 100 de calorii în farfurie sub forma mai multor tipuri de alimente și băuturi. Vor fi alimente sănătoase, unele mai bogate în calorii, altele cu mai puține calorii. Astfel îți vei face o idee ce și cât să consumi în funcție de obiectivul tău, de a slăbi respectiv de a te îngrășa. Haideți să începem! Ați văzut și voi ce diferență mare de volum poate să fie între alimente. De aceea trebuie să fim atenți ce mâncăm și cât mâncăm pentru a ne atinge obiectivul de a slăbi sau de a ne îngrășa. Dacă v-a plăcut acest clip, apăsați pe butonul de like, nu uitați să vă abonați pentru a urmări în continuare progresul meu de a slăbi 50 de kilograme. Acest lucru mă motivează foarte mult să slăbesc și să fac mai multe clipuri pentru voi. Vă mulțumesc de vizionare, până data viitoare, rămâneți motivați, numai bine! Yeah, I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes up till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit to my bone.